părut. Asta a fost de mult timp. Cine e Olga Gorcinski? Eu nu știu. Interpretă moldovnească. Așa, și-a dispărut tata ei. Da, și nimeni nu știe unde se găsește. Așa. Eu prin informații, prin investigații, am găsit exact unde se găsește. Și am toate informațiile strânse. Dacă Olga Gorcinski dorește să afle adevărul, poate să pun în contact cu mine și numai să vină ea. Nu accept să vină nici mama ei sau nici Burgos. Dar de ce nu te adresezi la poliție? Spui informațiile astea. Că poliția probabil îl caută, nu? Nu, aici este un secret de stat care au ascuns toate urmele. Dar poliția e organ de stat. Dacă îi se crede statul, poliția are o obligație să-l păstreze. Poliția are obligația să păstreze secretul de stat. Atunci era președintele încă Mircea Sniegu. Așa. Și atunci e dispărut. Aha. Și toate informațiile erau confidențiale. Bun, deci nimeni poliția... Care știau de cazul acesta au hotărât să șteargă urmele. Colegii care de-a lui tatălui Oleg Gorcinski, ei au făcut ca să șteargă urmele, să nu se afle adevărul. Dar eu adevărul l-am găsit și aștept să se contacteze Oleg Gorcinski, dacă ea dorește. Dar de ce nu vrei să-i spui mamei sau cum ai zis tu acolo lui Gorgos? Nu doresc. Ok. Ești tare misterios. Lumea poate să creadă că ești implicat, că ești complice. Care om are opinia sa, eu nu pot să încalc opinia sa, dar eu sunt cu informația mea și atât. Lumea poate să creadă că ești implicat, că ești complice. Oamenii pot să creadă ce dorești. Numai că atunci probabil aveai 10 ani sau câți ani aveai când a dispărut eu. Da. Deci nu puteai să fii implicat. 11. Deci nu puteai să fii implicat. Bun, și cum se găsească dacă vrea Olga sau... Lăsă numărul telefonului 07946 3753. Sergiu. Sergiu. Ok. O să publicăm și poate ajunge și la ea. Sper. Da, știi măcar dacă e în viață sau nu e în viață? Tot rămâne trebuie mister. În primul rând vreau să mă consult cu ea. A. Facem publică informația sau nu? Să-i arăt informațiile care le am eu și după aceea ce decide ea. Am înțeles. Poate la vreo mănăstire s-o ascuns. Dacă nu e pe continentul european, e pe alt continent. Apoi sunt mănăstiri peste tot. Nu e mănăstiri. Bun. Bun. El era pilot, nu poate fi... A, pilot era, am înțeles. Clar. Au avut misiunea acolo. Am înțeles. Sper că nu e ostatic prin Africa, pe undeva. Bine. Hai să-i povestești. Rămâne să mister. Vorbesc cu ea și după aceea ea decide. Am înțeles. Bun. Dar informații care le am sunt destule. Am înțeles. Ajunge unii acolo unde trebuie. Și n-ai încercat să o găsești? Să vorbești cu ea direct? Nu, am încercat, dar fără rezultate. Eu sper că cu ajutorul tău o să ajung la ea. Am înțeles. Clar. Mulțumesc pentru încredere.